ziua de naștere a doamnei Tatoiu. Doamna Tatoiu nu obișnuiește să sărbătorească în România. Doamna Tatoiu ne-a trimis un mesaj. De unde e cald și bine, vă rog frumos urmăriți mesajul și după aceea luați-vă câmpii, dacă vă permiteți. Să rămână, doamna Tatoiu, vă ascultăm. Pentru prietenii mei, dragi, mă gândesc la voi cu drag. Mai am vreo câteva ore când se termin, până când se termină 68 și începe 69. Viața e frumoasă în fiecare perioadă. Bătrânețea nu e urâtă decât dacă nu ne pregătim pentru ea cu înțelepciune. Suntem tineri. Pe plaja asta pustie, singură, nu sunt. Ca acolo sus e cineva care mă iubește. Așa cum mă iubesc și eu pe voi. Da! Ceau, dragă, ceau! Ai văzut? Știu de una. Da. Deci, doamna Tatoiu, să română, a trecut la 69. Foarte bine. Erica, mă tare, câte primăvere? Mai stau mai departe. Mai 79. Tu ai 79? Am plinit 78 pe 10 mai. Uitați că 10 mai făceam zile la mine, dar n-am mai făcut. Bă, Erica, dar nu... La 80 mai facem. Te-ai o secundă, dar... Tu nu arăți vârsta asta. Ce mănânci? Ce mănânci? Că ce bei știm. Păi știi cum e vorba asta? A mea? Băi, și zice, băi, n-are că arăți bine, că nu știu ce. Păi, adevărul să vă spun ceva, că am fost sportiv, am ținut, n-am fumat niciodată, n-am băut tării. Mâncare, într-un timp mâncam. Și dacă spun una, sunt și singur la nevastă. Așa că aia e treaba. Cred că aici... Că dacă era, nu era singur la nevastă, mai știi, mai erau mai multe gurde hrănit. Dar așa lucrurile sunt... Are cine să aibă grijă, da? Și are. Vis-a-vis de doamna Tatoiu, ce să spun, multă stimă și admirație. Este una dintre primele femei care au revoluționat România, trebuie să ne aducem aminte. Și indiferent cine ce ar spune, ce doctrină ar avea sau atitudine, domnule, le-a spus din inimă și întotdeauna le-a spus așa, pe față. Că la noi oricum în România se cam fac lucrurile pe față în ceea ce privește. Am eu o problemă cu fraudarea, cu DNA-ul, cu chestiunile astea, dar doamna Tatoiu chiar le-a spus pe față. Adică ea de câte ori a avut ceva de exprimat, nu s-a uitat la nimeni. Așa este. Bun. Doamne, da, corect. O știu bine de tot să fie sănătoasă. Câtă bine o știi, Nerică? Câtă bine o știi? Cum naiba, când eram tânăr, ne duceam împreună, pula mare, pula aia, n-am avut prietenie așa, că ea are alte treburi, eu alte treburi. Dar le știam bine, că nu venea și pula, nu știi că umblam cu și cu ea pula tine, pula, peste tot umbla. Da, e adevărat. Cât te-am mai făcut și eu în viața asta? Da, a trecut, când parcă, o să fie a trecut Roxana, gata, o să discutăm și alți...